Bună dimineața și bine v-am găsit la Agrostrategia. Sunt Vlad Macovei și invitatul meu din această dimineață este domnul Dorin Opreanu, director general Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, AFIR. Bună dimineața, domnule Opreanu! Bună dimineața dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! O perioadă agitată și cu multe uh, activități în uh, zona proiectelor europene cu finanțare uh, pentru agricultură, dar întâi vreau să vă întreb de o celebra ordonanță, deja 64, pe 2022. Cât de importantă este pentru dumneavoastră, și ce aduce pentru, pentru zona aceasta de fonduri europene, și cine beneficiază de prevederile acestei ordonanțe? Ordonanța 64 pe noi ne ajută să, să sprijinim autoritățile locale, publice locale. Și uh, beneficiarii care avem privați, și anume a, o, organizațiile udătorilor de apă, OAI-urile, mm -hmm. le știe mm -hmm. toată lumea. Uh, din cauza prețului, de fapt, cauzele sunt mai multe. Războiul din Ucraina, uh, criza, clima, energetică. criza energetică, mm -hmm. uh, toate au dus la creșterea materialelor, prețurilor materialelor de mm -hmm. construcții, mâne, mâna de lucru și atunci uh, proiectele care au fost evaluate și contractate în anii anteriori pe anumite sume, nu se mai încadrează în prețurile actuale. Prin ordonanța 64, noi, cei de la FIR, putem să îi sprijinim cu creșterea valorii proiectului până la 23%, ca și procent. Ea se va aplica din momentul în care avem avizarea sau acceptul de la Comisia Europeană. Ordonanța intră în vigoare și poate fi aplicată din momentul acceptării de către Comisia Europeană a. Da, demersurile au început, nu? În demersurile zona. sunt începute, sunt deja spre final. Așteptăm chiar în această săptămână să primim avizul oficial de la Comisia Europeană. În acel moment noi nu n am așteptat, recunosc, că până ne vine acel aviz. Ați început să vă pregătiți. Am făcut procedurile deja interne ca să putem să și aplicăm. Colegii mei lucrează și la un îndrumar, dacă vreți, pe care să-l punem la dispoziția beneficiarilor, care și ei la rândul lor să-l pună la dispoziția celor cu care au contractat lucrările, constructorilor în da. principiu, în așa fel încât atunci când vin la plată cu dosarul de plată, să fie tot în regulă, și să nu existe sincope care să ne deterne pe noi să trebuiască să întoarcem dosarul de plată, ei să revină. E o pierdere de timp, lucru pe care nu ni-l permitem nici noi, pentru că avem și noi un target anul ăsta pe care trebuie să ni-l atingem: de target de dat bani, nu de luat. Asta um, e mai, care, <laughs> mai da, rar. Care se și închide la 15 octombrie. Uh, și atunci suntem și noi presați de timp ca să putem să avizăm tranșele de plată ulterior să facem plata către beneficiari. Estimați ca această disponibilitate de a majora valoarea proiectelor, cu 23% Iată, maxim da. sau mă rog. Da. Permite, practic, majorita în majoritatea cazurilor ca în general costurile cu materialele, cu construcție și așa mai departe, să fie acoperite de, prin prevederile acestei ordonanțe, să fie acoperite? 90% din cazuri, da. Și vă spun cum știu acest lucru. În ultimele două săptămâni, atât eu cât și alți colegi din cadrul AFIR, am, efectiv am străbătut țara, am mers în fiecare județ al țării, și ne-am întâlnit cu beneficiarii, cu potențialii beneficiari ai acestei ordonanțe 64. Am simțit o, o încetare a fluxului de depuneri a tranșelor de plată din partea beneficiarilor publici. Toată lumea știe că ordonanța 64 a intrat în vigoare în mai și majoritatea, că au fost constructori care au uh, aflat de acest lucru că sunt beneficiarii noștri care știau acest lucru. Au așteptat efectiv uh, nu au venit la plată până nu a intrat în uh, nu intră de fapt conform articolului din 64 referitor la uh, PNDR și. Adică, a până el, nu e o chiar operațională 100%. Exact, până nu este validată de Comisia Europeană. Uh, totuși, acest circuit în țară pe care l-am făcut, l-am făcut tocmai pentru a încerca să nu existe ulterior reproșuri sau dezamăgiri. A, să fie foarte clar, să fie foarte clar ce situația. se poate și ce nu se poate. Exact. Aici este foarte important de subliniat și doresc să o fac și pe această cale în emisiunea noastră. Uh, discuțiile care le-am avut în țară nu le-am avut cu absolut toți beneficiari. Sigur. Noi am triat și am invitat la discuții acei beneficiari pe care din tranșele de plate ulterioare, mm -hmm. din data la care s-a sunat contractul, din știința noastră pe fiecare zonă în parte, uitându-ne și în documente, nu făcând doar, să zicem, vizită în teren, uh, am putut să ne dăm seama care sunt beneficiarii noștri care nu au venit la plată, așteptând să se încadreze în această ordonanță. Deci ați identificat oarecum grupul țintă de... Uh, grupul țintă care, atenție, ar trebui să vină la plată deci, și n-au venit. Încă de... o dată, exact, încă o dată, nu toată lumea va intra sau toți, în principiu, sunt beneficiari de Organanța dar nu, 64, dar, dar nu toți vor ea avea. Ea se va aplica și toată lumea trebuie să știe acest lucru. Am vorbit inclusiv și cu primari și cu uh, organizațiile de udători. Ea se va aplica din momentul acceptării de către Comisia Europeană. Și aici vorbim de săptămâna viitoare. Asta înseamnă uh, 12 septembrie, săptămâna 12-17 septembrie. Da? Nu se aplică retroactiv. Cu alte cuvinte, dacă lucrarea la primăria X, care are, nu știu, un drum de exploatație sau are un drum comunal finanțat de noi, lucrarea s-a terminat undeva în iulie și există un proces verbal de predare, primire a lucrării, de recepție, da? de recepție a lucrării, acea tranșă de plată, oricum o aduce în august, cum o ar fi trebuit să o aducă, oricum o aduce în septembrie, la acea tranșă de plată eu nu pot să-i aplic Majorare. Deci, doar la lucrările, să le zicem așa, care sunt ce încă deschise. A fi făcut, ce urmează a fi finalizat. Uh -huh. Deci, e foarte important acest lucru. De uh -huh. ce vă spun asta? Din multe puncte. Oamenii trăiau cu impresia că pot face și asta. Ei au, da, de-aia n-au venit la plată. Au terminat lucrarea, și au așa? recepționat lucrarea de la constructor, constructorul a zis, vedeți că eu vreau mărirea pentru coordonanța, a intrat în vigoare în mai, în luna mai, uh -huh. fără, nu știu, poate nu s-au obosit nimeni să ajungă până la articolul. Cu... care prevede am uh, faptul că în cazul PNDR, minuță, AFIR, E nevoie de, de notificare și mai exact, departe de acceptul comisie comisiei European. și abia după aia se intră în vigoare. Și au stat sau stau, mai sunt, uh, am purtat discuții, sunt primari înțeles? care mi-au recunoscut, sunt primari care au zis că la ei nu se aplică. Le-am zis că Virgulă, colegii noștri chiar sunt profesioniști, știu să se uite într-o uh -huh. într cerere de plată, într-o solicitare de plată. Nu ne facem probleme că, nu, că noi nu știm să ne facem treaba. Departe de noi să nu-i ajutăm. Am vrea să se aplice la toată lumea, dar legea nu se -au aplică retroactiv. O parte, da. Eu sper să înțeleagă cât mai mulți. De ce? Dacă ei n-au venit luna august, luna, luna iulie, luna august. Nu înseamnă că nu aveau tranșe de plată, înseamnă că au stat cu ele. Ce se va întâmpla? În luna septembrie se vor aglomera toate centrele noastre regionale cu dosare de plată, care normal trebuiau să vină și ele, iunie, uh -huh. iulie, august. Vor veni toate în septembrie, plus cele din septembrie. Aia înseamnă un volum foarte mare de muncă, oamenii, personalul același. O să înceapă evaluarea dosarelor, vizită în teren, verificări, nu se pot face peste noapte. Și există frustrarea. Beneficiarului să afle în noiembrie, am zis noiembrie, poate fi sfârșit de octombrie. Da. Până la urmă nu știm să estimăm din momentul ăsta, pentru că efectiv nu știu câte uh, cereri de plată se vor depune. Da, oricum, Dar la un din experiența dat primește... noastră, se vor aglomera, noi va trebui să lucrăm și nici noi nu o să putem să respectăm termenele pentru că avem un flux care nu se mai respectă, și el primește înștiințare de la noi în luna noiembrie. Da, se plătește uh, fix dacă a fost în iulie. Cu Valoarea sumele din... inițiale. În niciun caz cu suma mărită. Timp pierdut mărită. și până la urmă nu... Timp pierdut, supărare. Exact, la momentul acela... Și în afară de supărarea beneficiarului în speță primar, gândiți-vă la constructor. Constructorul a lucrat. El a terminat lucrarea în, să zicem, iunie, ca să fie puțin mai tragic. A. Și așteaptă să primească bani și în noiembrie află că nu primește toți banii. E o situație ingrată pentru beneficiar să în cazul de față primar și Practic, asta am a fost să... motivul să le explicați clar da, că ăsta e... a fost motivul -au înțe... în care am mers în încă o dată întreb au înțeles au toți au înțeles sau măcar i-ați informat adică da. au această, exact. nu mai pot spune că nu au știut exact toți au înțeles o parte au acceptat o parte se mai gândesc se gândesc da. o parte o să vadă să vedem ce va fi din păcate noi rabat de la lege nu vom face, n-am făcut Și e greu de crezut că după acordul comisiei se, mai, se va mai putea vurti treaba nu. altfel. Nu. Uh, o discuție legată de aplicabilitatea ordonanței, în ordonanță nu scrie și cum se aplică, noi v-am zis uh -huh. deja am lucrat da. procedurile uh, trebuie scavizate să și începem acte adiționale care iară încă o dată tranșa de plată nu vine direct, trebuie făcut și act adițional. Deci sunt niște timp Dorința noastră, sau pentru noi ideal, ar fi ca toate astea, toate tranșele de plată, care toate, toate cerile de plată care nu s-au depus în ultimele două luni, să putem să le și finalizăm, dacă se poate, până la 14 octombrie. Asta e obiectivul dumneavoastră, e obiectivul ca director general al AFIR. Și uh, al întregii echipe, deci pentru mai că e în acest o, fel, o lună. E foarte puțin. Mai sunt, le numărăm deja, lună. da, le numărăm deja. Mai avem exact uh, o lună și patru Câteva zile. zile. Câteva zile. Uh, noi trebuie să ne atingem acest target. Doar cu ei putem să-l facem. Aici nu mai ține de munca experților din AFIR, dacă suntem mulți, dacă suntem puțini, dacă sunt dosare multe sau dacă suntem puține. Ține doar dacă beneficiarul vine cu tranșe de plată. Dacă el vine la plată, eu îl plătesc cu cea mai mare rapiditate și plăcere și îmi ating și targetul pe care mi l-am asumat un an înainte. Dacă nu vin în timp util, și noi suferim, e implicit... Situația lor nu se îmbunătățește, adică nu e o se speranță nimic. deșartă, să-i exact. zicem așa. Uh, ulterior, noi facem plăți, nu se pune problema, dar ne-am dorit foarte mult să facem cât mai multe plăți până la 15 octombrie, pentru că ulterior... De ce De linie, ce e targetul acesta de 15 octombrie? Tragem linie și după aia... Da. Deci ulterior, acestor plăți... Și noi rupem ce către Uniune. Uh -huh. uh, fermierii și beneficiarii noștri trebuie să știe că, în primă fază, banii vin de la bugetul de stat. Sigur. Și apasă pe bugetul de stat. și A, preferăm... și să fie cât mai scurtă distanța între exact. momentul în care bugetul Dacă eu... plăt, imobilizează banii respectivi? Și noi putem să deblocăm. În momentul în, în, momentul în care noi scriem ce, undeva până la sfârșitul anului. Ne intră banii de la Uniune Deci, practic, dacă se respectă acest termen de 15 octombrie, finanțele publice reușesc până la finalul anului să recupereze să banii de la Uniunea Europeană exact. și, practic, Și nu punem presiune pe 2023. Mari. Da. O nu altă zonă recupera. importantă de noutate și de interes pentru, pentru fermieri este acest, această măsură pe care ați demarat-o pe pomicultură, iată, în urmă cu înainte de weekend. Vine? Da, avem această măsură nu sunt, în schimb, pe deplin fericit vis-a-vis -vis de alocarea de bani pentru această măsură. Problema este că trebuie văzută situația foarte clară. Noi avem o sumă, un maxim de sumă care a fost uh, alocat pe tranziție. Și gândirea a fost, inclusiv la măsura 4.1a, la POMICULTURĂ, Alocarea inițială a fost de 138 de milioane. Un lucru foarte bun care sprijină foarte mult fermierii. Și interes foarte și mare pe zona asta, sectorul pomicol. Uh -huh. Exact. Din păcate, problema cea mai mare a fost Ordonanța 64. Asta a fost o provocare pentru noi tot timpul anului, începând din ianuarie, cum facem să sprijinim autoritățile locale și uh, udătorii irigațiile, oaiurile. oaiurile, cum facem să i sprijinim vis-a-vis -vis de costurile ridicate. Încă o dată banii sunt aceiași, oricum i-am mutat, suma nu crește. Nu venim cu bani de acasă, nu ne suplimentează Comisia Europeană sub nicio formă sumă. Impactul bugetar la nivel afir, la, la nivel de beneficiar, s-a ridicat la 200 de milioane de euro ca să suplimentăm cu 23% costurile celor care au semnat contract. Și banii sunt tot din, uh, din actualul PNDR, adică exact. nu, e, nu e altă, nu sunt nu e altă alți, pușculiță. Nu sunt alți bani. Deci vorbim de 200 de milioane de euro care trebuiau suplimentați. Uh -huh. N-aveam de unde să-i luăm decât de la cei din cei existenți din alte alocări. Acum, este foarte adevărat și foarte sunt îndreptățiți cei care vreau să acceseze pomicultura, că de ce s-a luat de la ei? Era ultima măsură care urma să se deschidă și acolo mai erau banii Ultimele două măsuri. Era aceasta și mai era partea a doua a măsurii 4-3, drumuri de exploatație. Uh, în primul rând, ăsta e un, acesta este un motiv. Foarte important, de ce am suplimentat costurile? Nu am făcut-o cum spun fermierii. Sunteți Ministerul Agriculturii, ajutați-ne pe noi. Nu ajutați neapărat autoritățile locale. Ei ar trebui să descurce. Există PNDL. Angel Saligne, acum, Ministerul Dezvoltării. Noi suntem cu Ministrul Agriculturii, lăsați pe ei să meargă în cealaltă parte. Lumea trebuie să înțeleagă... Vă întrerup că... un pic, lumea va înțelege imediat după o scurtă pauză publicitară, revenim. Am revenit la agrostrategia, suntem alături de domnul Dorin Opreanu, director general AFIR. Vorbeam de măsura... Lansată vine de 4.1a sesiunea de depunere a proiectelor, pomicultură, un domeniu important, și de faptul că a trebuit să fondurile care au mai rămas din actualul PNDR să fie împărțite astfel încât să se ducă și către ordonanța 64, adică către majorările de costuri, la în general la materiale de construcție și așa mai departe, care trebuiau acoperite, și în același timp de a păstra totuși. O parte din bani către, care să meargă către proiectele de investiții în pomicultură. Practic, cum s-a făcut, cum ați găsit echilibru? Da, înainte de a intra reclamele, vorbeam unul din motivele principale pentru care nu puteam să lăsăm autoritățile locale fără această suplimentare. Am spus supărarea fermierilor, uh -huh. le-am spus că înțelegem acest lucru. Și le -aș, le aș ruga pe toți să se pună și în locul afirului. Ce s-ar fi putut întâmpla dacă noi nu suplimentam? În momentul în care nu suplimentam aceste contracte, constructorii amenințau că rezilează contractele, iar beneficiarii noștri rămâneau cu jumate de lucrare, toți. Adică exista riscul ca noi să reziliem acele contracte și să pierdem acești bani. Deci, dacă nu făceam o suplimentare, diferă să știți de la contract la contract. Nu există niciun contract la momentul ăsta care să fie zero executat, uh -huh. în așa fel încât să îi se acorde 230.000 de euro, dacă vorbim de 23% dintr-un milion, să îi se acorde suplimentare. Aici spuneați și procentul maxim, nu? Da. Sunt contracte care sunt în fază de 20% de execuție, de 30%, de 40%, unii de 70%. Deci, automat lor nu li Corecția se. Corecțiile aplică... se... Exact. decât la ce mai au de făcut. Da. Deci vorbim de o suplimentare la 25%, care înseamnă 200% Așa la cum din, din de euro. Sau corecția, această suplimentare se face doar pe lucrarea care nu este deja executată. Exact. Asta ce e este deja executat, nu important. se poate face exact. retroactiv nimic. Nu. Și exista riscul, efectiv, de a se rezilea cele contrari. Da. Și atunci noi, afir, am fi avut o mare problemă. Și cred că și nu, România. Noi ca azi. instituție, exact, inclusiv Ministerul Agriculturii, inclusiv noi ca țară, pentru că sunt niște bani care nu mai rămâneau. Revenim la pomicultură, la măsura 4.1, am deschis-o vineri, avem o alocare de 48 de milioane de euro, ea este împărțită... Bani în... care practic vor merge pentru telespectatorii care poate nu sunt neapărat pomicultori sau activează direct în agricultură, deci banii, banii respectivi vor fi folosiți pentru proiecte pentru investiții în a crea livezi. 10 milioane sunt pentru utilaje uh -huh. în, folosite pentru pomicultură, iar uh, diferența de 38 este folosită pentru înființarea de, uh, de culturi, de înființarea uh -huh. de livezi și uh, mai finanțăm și pepinierele. Deci, pe au o finanțare de 7,5 milioane de euro. Ca să asigurăm, să zicem, materialul să difuze exact. pe, pe viitor. Livezile Bun. rămânând, sau înființarea de livez rămânând la 30, diferent, 30,5 milioane. Sesiunea cât timp de e deschisă? Până când se termină banii. Că vorbeați că suntem în perioada de tranziție și, practic, se încheie, nu la 31 decembrie. Practic, intrăm într-un nou exercițiu, perioada de tranziție efectiv ea se va închide o parte din contracte sau conform perioadei contractuale se va închide în 2023. Cu posibilitate în caz că sunt probleme de constructor de. și Înțelegem și noi situația până până dar în depuneri 2020, de proiecte practic anul ăsta se cam se, se, închid, deci se anul închide anul ăsta se închide nici nu mai avem uh, mai aveți multe... că asta vreau să vă întreb mai aveți sume disponibile e... mai intenționați să deschideți vreo măsură până la finalul anului. Nu. În afară uh, de aceasta deschisă recent pe pomicultură nu uh, la momentul de față avem deschise trei uh, măsuri 17 1 care, prin care subvenționăm asigurările pe care le fac fermierii. Pentru Iarăși, un subiect de interes pentru. pentru da, fermierii. am avut o alocare, în, este sesiunea 4. Ele au început undeva în 2019. Da, da, da eu am Destul un de timid de la momentul ăla, am avut doar 300 de cereri de plată. În 2020 am avut 600 de cereri de plată. Azi, când vorbim în sesiunea 4, avem depuse 2000 de cereri de plată. Valoarea totală a măsurii fiind undeva la 15 milioane de euro, care se va termina în decembrie în acest an. Mai este deschisă măsura 9.1 pentru înființarea uh, asociațiilor de producători. Uh, până acum sunt depuse proiecte în valoare de aproape 2 milioane jumate de euro. Și aceasta uh, nu are o alocare foarte mare, ceea ce mie îmi spune că se va închide până la sfârșitul anului. Okay. Și mai este cea care am deschis-o vineri. Pomicultura care sigur nu apucă octombrie. Aici va fi un deschisă. succes. Da, a fost o măsură de succes și va fi în continuare. Ca la facultate pe vremuri, mai mulți candidați pe loc, e clar. Că... Da, avem. Și, da. sigur, cei probabil din 2023, sigur va fi ceva în zona aceasta și cu siguranță. Similar, da, în principiu încercăm să... S-a încercat, nici nu pot să vorbesc în numele afirului, tot ce înseamnă PNS este gândit de minister de... împreună și cred cu că are rost de acum că nu știm și este exact, este de vreme probabil Probabil să... după ce PNS-ul va fi aprobat de Comisia Europeană și se intră în țară la Hai să zicem așa, normele de aplicare, atunci exact. vom putea discuta. Când apar de... normele de aplicare, apare implicit, lucrăm și noi la ghiduri. Exact, și din momentul ăla lucrurile devin mai putem clare să vorbim și putem cifre, transmite perioade, informațiile astea utilitare, exact. zona asta de informații utile și zona utilitară. Mai aveți în plan și alte, alte asemenea mișcări de bani, poate de acolo unde nu s-au cheltuit la o măsură anume să suplimentați în altă parte sau circuitul acesta între măsuri s-a cam, cam închis? Uh, circuitul între măsuri este în principiu închis, singura posibilitate și asta trebuie să menționez, uh, se face cu concursul sau efectiv ei ne sprijină, nu stă în curtea noastră să putem uh -huh. să mutăm sumele pe submăsuri sau de la o sub măsură exact. să zicem 6-3 uh, național pe 6-3 montan. Asta sunt lucruri care le face autoritatea de management. Ei analizează foarte atent și văd efectiv cât și dacă rămân bani. Deja discuția, și singura la ora actuală, care am avut-o cu doamna director, Dana Rebega, de la Autoritatea de Management, a fost uh, să reușim pentru că există uh, sumă neterminată pe măs sub măsura 6.3. Este o sumă a fost de succes ca și proiecte sunt foarte multe, ca și valoare nu este foarte multă, vorbim de 15.000 de euro, dar pe național au rămas ceva bani și singurul loc unde pot să jongleze este pe 63 Montan, unde sunt multe depuneri, iar banii s-au terminat. Deci aici ar e o rază de speranță pentru ar proiectele avea din zona să montană să li se suplimenteze și atunci Uh, unde s-a tras linie, se, poate, se mai poate coborâ. Adică celebrii eligibili fără finanțare. Da. Apropo că, uite, tot vorbeam de această. Da, e așa, știți, da, eligibil fără finanțare, e cu un ochi râzi și cu altul plângi. Practic, uh, la sfârșit plângi cu amândoi. Plângi cu amândoi, că că... ai făcut exact. niște cheltuieli, ai gândit un proiect, ai plătit un consultant. Pentru nu acești e... fermieri care sunt sub linie, eligibili fără finanțare. Adică fondurile disponibile nu a acoperit, fondul respectiv nu a acoperit numărul de solicitanți, ca asta înseamnă de fapt. Lucrurile se reiau din 2023, nu? Da. Nu avem fonduri să suplimentăm. Cum v-am zis, am viciat Pomicolul, am viciat Și proiectele trebuie construite de la zero. Ca să creăm resursa financiară pentru aplicarea 64. Deci clar, noi nu mai avem okay. alți bani. Nu, e mai bine să discutăm Ei trebuie tranșant. să știe exact. Deci, odată că nu mai avem bani, doi, avem supracontractare. Pe absolut fiecare, exceptând 6.3-ul, atât a găsit, a reușit să găsească da, a mea, da, după da. ce s-au afișat toate rapoartele de selecție, noi practic implementarea, am terminat-o. Dar și acolo oricum nu e vorba de sume nu. foarte Sumele mici. Sumele sunt mici și e singurul loc unde s-au mai găsit, dar iar oricum sunt mici și oricum nu pot fi duse la o altă submăsură. Că e 6.3, e 6-3, montan e, național, dar nu se duce la 6.1 sau la alte e, submăsuri. Beneficiarii trebuie să știe că pentru o altă sesiune, și acum vorbim deja de PNS, înseamnă alt proiect, uh -huh. înseamnă... Investi... Obiectul investiției poate rămâne același, evident. Dacă gândirea se... lui de plan de exact, afaceri. Exact. Dar atenție că Scrierea... nu vor fi aceleași proceduri, în mod sigur, le mai modificăm. Cofinanțarea se schimbă? Cofinanțarea se schimbă da, încă nu avem decisă scrisă și, de evit da, evident că vorbesc. Cifre. Ca o apreciere generală, evident că gradul de confinanțare va fi mai mare în, din 2023. Mm. Din partea fermierului. Da, da. adică fermierul da, va, va veni cu mai mulți bani. Și politica sau gândirea acestui PNS. A fost făcută pe investiții. Sigur. A fost sigur. făcută pe a găsi acel fermier, beneficiarul. Sigur. sigur. Să uh, își asume și muncă, și curaj, puțin și, mai și mare. Și asta e și optica Policii Agricole Comune, a Comisiei Europene. E exact. vorba că România a vrut neapărat da, nu. Păi să e facă. Un, e la nivelul întregii Uniunii Europene. Rămânând la anul 2022, aveți o bilanț ce sume uh, ați uh, trimis către fermi în conturile fermierilor și ce mai aveți de Este marea da. cu privire la plățile pe care le mai uh, aveți de făcut pe lucruri care au pe proiecte care deja au fost contractate. Uh, da, în 2022 cifrele le cam știm și reușim să le și respectăm, ca să zic așa. Aceste cifre se regăsesc în targetul nostru. Pe acest, pe 2022, targetul a fost sau este la o valoare de 500 de milioane de euro, din care noi mai avem de plată 122 de milioane de euro pe care vrem să-i plătim. Dacă beneficiarii pe care îi așteptam ar fi venit în cele două luni, acum probabil mai rămânea de plată, mai rămâneau de plată vreo 30 de milioane. dați seama, noi avem evidența la fiecare tranșă de plată, pentru că ei când depun dosarul, și după contractare, ei ne spun etapele efective când vor să vină sau când preconizează că vin. Și atunci, în funcție de acele uh, programări, ca să zic așa, ale lor, și noi știm să ne organizăm în așa fel încât să nu întârziem. de e foarte important respectarea acelui calendar. Noi ni-l asumăm și ne organizăm în așa fel încât să putem să nu pierdem timp și să fim eficienți pentru beneficiar. Să nu existe, cum s-a întâmplat, a fost un an foarte greu, Vreau să, pe această cale să și mulțumesc colegilor din AFIR. Nu știu, sunt supra oameni, super oameni, nu știu cum să le spun. A fost o provocare administrativă -vă uriașă. Vă că nu? am avut 28.000 de cereri de finanțare. 28.000 de cereri. Suntem un efectiv în toată țara de 1.600 de oameni. Efectiv, tehnic, 1.000 de oameni. Deci cam așa s-a lucrat și vorbim până în luna iunie, N-au avut concedii, s-a lucrat și în weekend, presiunea a fost foarte mare, primarii, nu primarii, toți beneficiarii au fost nemulțumiți de întârzieri, bineînțeles pe bună dreptate, adică ei erau obișnuiți cu o eficiență a firului foarte bună. Depuneai evaluarea, se deschidea sesiunea, depuneai, în două-trei luni de zile veneai la semnarea contractului. Acum au așteptat chiar și 6 luni de zile. Dar nu s omenește, nu s-a putut mai mult sau nu s-a putut mai repede. Încă o dată vreau să le mulțumesc, nici nu au apucat să se relaxeze, am terminat evaluările, am intrat pe plată, că normal în astea 6-7 luni în care s-a făcut evaluare intensiv, nu prea s-a făcut plată. Și nu acum schimbați, plată. schimbați, Pentru că nu e vorba că n-am muncit noi plată. Noi, orice s-ar spune, punem mâna pe telefon și anunțăm fermierul. Domnul X, aveți tranșă de plată, vă așteptăm să vă dăm bani. Dacă îi miști, vin. Dacă îi lași că vin ei, au treabă. Mai ales fermierii. Gândiți-vă că vara sunt în campanie. Începând iuniei iunie, sunt pe câmp. Nu au ei timp de hârtii, de foi, uită și de consultant. Dar pe mine mă interesează să-i dau bani. Că îi trebuie pe utilaj, pe ce i-o trebuie. Tot ei erau supărați și au dreptate, spunându-ne, domnule, păi până mi-aprob tu, eu am un plan de afaceri gândit cu o combină sau un tractor sau un utilaj la prețul din octombrie. Octombrie da, 2021. 2021. Și tu vii să-ți semnezi contractul în iunie 2022. sau 2020, 2000, În iunie sau în iulie 2022. Păi eu mai găsesc utilajul cu banii aia. Acum creșterea prețurilor nu ține de noi. Cât s-a putut, colegii mei au lucrat efectiv Vă spun, n-au vă concediu. Oricum o echilibristică administrativă complicată și sigur și mutări de personal. Și supărarea fermierilor este justificată, dar este, este dar, în mod evident un context complicat, și mei ar Pe scurt la finalul emisiunii la finalul interviului nostru așa din punct de vedere al popularității, sigur e o întrebare adică e strict jurnalistic formulată. Aveți un top al măsurilor, așa? Care sunt uh, măsurile din PNDR care, să zicem, au prins sau au avut foarte, foarte mare priză la fermieri? Ca popularitate, măsurile forfetare au cel mai mare, în principiu, cel mai mare număr. Dacă mă uit strict la număr, de fapt, aș putea să mă îndrept către măsura 17.1. Vorbim de asigurări pentru că sumele sunt mici, iar procesul de accesare este foarte simplu, se depun se depune contractul. Deci cu cât birocrația e mai, mai simplă, mică. cu atât cu atâta atâta este da, mai proiectele sunt mult mai mult mai multe. Mai mari. acolo unde nu necesită proiect tehnic și multe alte complicații, sunt automat mai multe depuneri. Apoi poate să urmeze 6-1, tânărul fermier, iar e mult mai simplu ca uh, și ca crearea proiectului. E o anumită standardizare, să zicem așa. Da, deja se cam știe ce e de făcut, uh, și uh. pentru consultant e mult mai ușor. Prețul uh. pe care îl ia consultantul pentru măsurile mici sunt prețurile sunt mult mai mici, și atunci uh, depunerile sunt uh, mult, mai, mult mai mari. Vorbim de, de exemplu, la 4-2 la non-agricol. Putem să vorbim de 4 peste, aproape 5000 mii, de proiecte depuse. Deci fermierii caută totuși, când lucrurile sunt clare, fără birocratie se duc către banii Și forfetare, adică 100% nerambustabil, că n-a trebuit să vină cu niciun ban Dacă vorbim de valori, se schimbă automat clasamentul, devin căutate măsurile de investiții. 1, și aici vorbim de miliarde deja, un miliard și... Din în totalul total. de 2 miliarde 100 pe tranziție. A fost grosul sumelor Peste 1 miliard de la patru. Domnule Opreanu, vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile pe care le-ați transmis și aștept să ne vedem să vedem dacă acel termen de 15 octombrie. După 15 octombrie va fi, aș vrea să vin și aș vrea să fiu. Va fi respectat să și am mult succes pentru că e vorba de interesul național aici și de banii europeni. Punem punct acestei ediții Agrostrategia. Sunt Vlad Macovei și vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine la orele 10 la o nouă ediție. Toate cele bune!